Hei, sunt Ionuț și bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod o să promovăm niște copii care mi-au scris, știți, în episodul trecut. Acesta este ultimul episod, trebuie să-mi iau și eu o pauză, deja sunt în vacanță. Cred că o să-mi iau o pauză vreo 3 săptămâni, da, sau 2, depinde. Primul copil care m-a impresionat și pe mine, care a spus să-l promovez, este Cristi Gaming Ro. Deci, are niște episoade chiar foarte tari. Postează de 3 săptămâni, am văzut. Da. Da, uitați aici, dacă ar avea mai mulți abonați. Uitați, are și un joc aici cu mașini, o loc întâi, mă par. M-a bătut și se joacă Skywars, cred. Da, acesta este primul, vă rog, abonați-vă la el. Se cheamă, vă arăt din nou, Cristi Gaming Ro. Și este acesta. Uitați. Și eu sunt abonat la el, are 28 de abonați. El vrea să facă 30. Dacă îi puteți face, poate și mai mult. Da, cam acesta este primul care o să-l promovez, care l-am promovat, primul copil. Următorul este, stați puțin că o să pun puțin o pauză. Al doilea copil pe care o să-l promovez este, al doilea canal pe care o să-l promovez este, stați puțin, o să ne uităm la notificări. Abia s-a apucat. Da, Ionuț Gaming. Uitați-mă, e ca pe mine. Așa, Ionuț Gaming 123. Da? Și este fix primul care are un videoclip. Dar v-am spus, nu are niciun abonat, o să ne abonăm la el. Da? Și am văzut că are un episod chiar tare. Văd că a promovat pe cineva și el. Și da, ca să strâng abonați, după poți pune. V-am spus, deci vă puteți abona la el. Nu prea văd cum o strâng el abonați mulți, pentru că nu prea are un videoclip, dar l-aș îndruma să facă. Da, al treilea canal care o să-l promovez este, iar al treilea copil este Sebi 07. Și este fix primul, Sebi, așa, 07. Stați puțin că am găsit aici puțin. Sebi 07. Cum a pus aici? Stai puțin. Sebi 07. Da, CBY07 și este fix primul. Vă puteți abona la el și eu sunt. Are niște videoclipuri chiar tare. Are și multe vizionări. Acum mă zic 75 de vizionări. Da, 68. Deci v-am spus, îl urmăresc foarte mult și vă puteți abona la el. Cam acesta a fost episodul de azi. V-am spus, o să iau o mică vacanță. Iar acum eu o să vă spun la revedere. Dacă vreți să mai fiți promovați, îmi puteți scrie în comentarii. La revedere!